Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La universitate, pentru cei care nu sunt bucureșteni, există un pasaj. Pasajul respectiv are prevăzute din construcție 8 scări rulante de urcat și de coborât la ieșirile pasajului, acele 4 ieșiri ale pasajului. Nu e prevăzută și o protecție, adică nu au acoperiș. Pur și simplu, ce e afară e și pe scările respective. Da, plouă, ninge. Da, praf, îngheț, ce e, scările... Și ele, săracele, merg un pic și după aia vine o ploaie torențială, mai vine un polei, mai vine o gheață, nu știu, săracele se opresc. Și acum s-au montat, se montează, că e în curs operațiunea, se montează scări noi, după ce ele nu au funcționat ani și ani de zile. Ultima dată au mers în urma unei renovări generale care s-a făcut în 2008, în vremea lui Sorin Oprescu. Atunci, renovarea generală a pasajului a costat 6 milioane de euro. Acum mai puțin. Nu doar scări. Dar ales frumos. Nu, acum costă înlocuirea acestor scări, cu scări noi de exterior, înțeleg, 4 milioane de lei. Deci, bun, atunci, sigur, au mai făcut și în pasaj, cred, niște lucruri, dar oricât... Au renovat și pasajul, cred, păi, că da. Nu te supăra. În pasajul respectiv a trebuit schimbată gresia, faianța, luminile. Că pasajul nu l-au reconstruit. Mare, pasajul gresia. E mare, e mare. E scumpă gresia. Dar ele arată bine și sub formă de cascadă, scările. Când plouă torențial, da, e spectaculos. Da. Adică ce acolo nu e... Bun. Deci s-au pus că se pun scări noi de exterior, alilalte erau, înțeleg, de interior, mă, băiat. Posibil, ce șnapani, mă. Au dat 6 milioane de euro, acum sunt 4 milioane de lei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.